Referitor la postul lui Manea și la concurență, cred că tot timpul în lotul CFR-ului a fost o concurență, dar eu nu înțeleg pe jucători. Uite, eu de exemplu nu înțeleg, indiferent cât de fundaș stânga bun te-ai crede, cât de meseriaș ai fi, cât de dorit ai fi, cum poți să te gândești că te duci tu la CFR Cluj și joci în fața lui Camora? Păi, Camora joacă și la vestiar. Camora joacă și amicalele, joacă și cupă și supercupă. Adică Camora și Deac sunt doi jucători la CFR Cluj care nu acceptă statutul sau postura de rezervă. Camora ei se duc acceptă. Când se operează. Acceptă. Păi n-ai văzut că se operase de 3 zile și el zicea încerc să revin sâmbătă și era corect, marți. Corect. Deci nu ai cum să te duci acolo. Aici e greșeala. Bă, ok, e tentant CFR Cluj. E echipa campioană a ultimilor 5 ani, se plătește bine, banii sunt aproape la zi, aproape mereu, dar nu transpiră tot timpul în presă. Antrenorul zice că te dorește, dar pe urmă nu te bagă deloc și te duci. Te duci la CFR. Dar cum să-l scoți pe Camora? E exact cum e la Rapid, dacă vrei să facem o paranteză că e total vișiniu, te duci la Rapid tu că te crezi bun și vrei să-l scoți pe Junior Moraes. Credeam că vrei să-l scoți pe Săpunar. Nici pe Săpunar nu poți să-l scoți. Sunt doi jucători. Junior s-a mai scos. Nu, s-a scos că... S-a mutat în dreapta. L-a mutat la... Tonia în stânga, da. S-a scos că au fost 10 accidentați cum sunt și acum. Și a fost nevoie mutul să facă anumite. Nu poți să scoți jucători ăștia cât ai fi tu de Beckenbauer dacă vine mâine la Rapid, nu poate să-l scoată pe Săpunar. Oh, îți spun eu. E... Nu poate Beckenbauer să scoată... la vârsta asta, nu? Nu, exact. Poate să vină Beckenbauer, nu, poate să vină Beckenbauer ăla de la 25 de ani cu Karl-Heinz Rummenigge, coleg. Nu-l scoți pentru că... Poate pe Dragoș Grigore, nu? Da, nu? N-a vorbit cineva de Săpunarul mai bine decât tine de când da, este la fotbal. Nu, da. Cristi, e realitatea. Sunt doi dintre jucători, indiferent de vârstă, sunt doi dintre jucătorii cei mai constanți ai Rapidului, lideri în vestiar, în teren, Săpunarul capitan de echipă și ei nu joacă că au făcut ceva.